Vă invit să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta vom citi din Cartea Iov. O să citim din capitolul 1, versetele 20 până la 22. Capitolul 1, Cartea Iov, versetul 20. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Amin. Dragii mei, vă invit să vă reașezați, mulțumind Domnului și Duhului Său cel Sfânt, care conduce inima noastră în închinare, care ne deschide inima să ne putem închina în mod autentic, și închinarea aceasta ne dă mângâiere și bucurie. Am mai spus și repet și în seara aceasta faptul că bolile acestea ale dimensiunii psihice, depresia, anxietatea, frica, toate acestea câștigă teren și oamenii pur și simplu din ignoranță, din neștiință și din necredință folosesc doar medicamente care nu și ating scopul de cele mai multe ori, dimpotrivă, destul de des complică situația și pur și simplu nu înțeleg că prietenia cu Dumnezeu, rugăciunea, postul, este o terapie care se bazează pe manifestarea puterii lui Dumnezeu, care vindecă, eliberează, oferă confort sufletesc, relaxare spirituală și Dumnezeu îi scoate pe oameni la loc larg. Când omul încearcă singur să-și poarte poverile, la un moment dat este frânt de greutatea și de intensitatea suferinței. Și pur și simplu s-ar putea să rămână cu sechele restul vieții. Omul e o ființă fragilă. De aceea Dumnezeu îl ține pe om lângă el precum un tată își ține copilul lângă el. Dar când omul evadează, observați că internetul este plin de ceea ce astăzi se numește dezvoltare personală. Știți ce înseamnă dezvoltare personală? Să spui în cap că tu ești suficient pentru orice situație din viața ta. Și lucrul acesta este una dintre cele mai mari minciuni, pentru că îl face pe Dumnezeu neputincios. Îl face pe Dumnezeu neputincios. Fără Dumnezeu, omul nu poate fi împlinit. Tinerețea nu e veșnică, sănătatea nu e veșnică, o stare materială prosperă sau succes în business nu sunt veșnice. Omul este fragil și are nevoie de prezența și de harul lui Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră din Cartea Iov, folosind exemplul acestui om, despre faptul că suferința este prețul sfințeniei. Probabil că sună puțin șocant să auziți o astfel de afirmație, însă ea este sprijinită atât pe Vechiul Testament cât și pe Noul Testament. Asta nu înseamnă că orice formă de sfințenie și orice perioadă a sfințeniei din viața noastră trebuie neapărat plătită cu o formă de suferință. Nu vreau să spun asta, dar vreau să spun că viața creștină este expusă la persecuție, este expusă la singurătate, este expusă la anonimat și este expusă la suferință. La fiecare aproximativ 5 minute cineva moare, de fapt cineva este ucis pentru credința în Iisus Hristos. Există o formă de suferință care este presărată în viața creștină. Ascultam un om de succes care spunea că a fost eliminat de pe scena profesională prin simplu fapt că are valori creștine conservatoare. Și pur și simplu a trebuit să accepte faptul că a ajuns la periferie doar pentru simplu fapt că era un creștin conservator. De ce este așa de rău să fii un om creștin, să-L iubești pe Dumnezeu și pe oameni, să fii un om cinstit și drept, să ai familie, să-ți respecti soția sau să o iubești, să-ți respecti soțul, să-ți educi copiii,
Unde este imoralitatea? În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre faptul că suferința este un preț al sfințeniei. Și încep prin a vă spune că Iov este un exemplu de suferință, poate mai mult decât orice altă persoană prezentată în Scriptură. Viața lui este prezentată în cartea sa. De asemenea, Iacov vorbește despre Iov și îl pune în evidență pentru faptul că a suferit cu demnitate. El nu s-a așezat într-o stare de fatalism. Ce să fac? N-am ce-mi face. El pur și simplu a suferit cu demnitate și lucrul acesta face diferența între sfințenie și absența sfințeniei. Îngăduiți-mi să spun câteva gânduri și să vă conduc în ideea aceasta a faptului că sfințenia uneori este plătită cu suferință. În versetul 1 se spune că Iov și-a asumat responsabilitatea unei vieți spirituale personale. Dacă vă mai aduceți aminte, cartea începe: era în țara Uț un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană. Să fii fără prihană înseamnă să fii fără păcat. Să fii un om moral, un om sfânt. Era curat la suflet, se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Asta înseamnă caracter, integritate, sfințenie personală. Observați unde e religia prezentă aici. Biblia nu vorbește despre religie, Biblia vorbește despre sfințenie. A fi un om fără păcat este o manifestare a sfințeniei. A avea sufletul curat, a fi deschis, neipocrit, fără viclenie, este o valență a sfințeniei. A te teme de Domnul și a-L respecta este o exprimare a sfințeniei. Și a te abate, a te feri, a ocoli rău și a trăi în sfințenie este de fapt definiția neprihănirii, a sfințeniei. Iov și-a asumat responsabilitatea să trăiască o viață sfântă. Și el atunci, ca și noi astăzi, s-a confruntat cu tot felul de ispite, de tendințe, de manifestări ale firii, de presiuni ale lumii în care trăia, de atacuri ale demonilor, cei trei dușmani ai sfințeniei: firea pământească, care este partea fizică și materială din existența noastră, lumea, care este anturajul social în care noi trăim sau contextul social, și de asemenea demonii care încearcă să ne facă rău. Încă un lucru pe care vreau să-l remarc este faptul că în versetele de la 2 la 5, Scriptura ne spune că Iov și-a asumat responsabilitatea unei familii, unei relații de familie de calitate. Haideți să citim cuvântul. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Fiii săi se duceau unii la alții, dăteau pe rând câte un ospăț, pofteau și pe ceilalți să vină să mănânce, să bea împreună cu ei, însă, după ce treceau zilele de distracție, de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Omul ăsta ce făcea pentru el, făcea și pentru copiii lui. Această perspectivă personală a lansat-o și pentru familia lui restrânsă. Observați, după ce se termina distracția, el îi chema să-i sfințească. Copiii nu ne înțeleg pe noi, nici nu au cum să ne înțeleagă. Dar ei pot înțelege anumite principii pe care noi le pretindem de la ei. Observați, ei nu s-au împotrivit să vină și să-și petreacă ziua aia cu tatăl lor, care aducea câte o jertfă pentru fiecare dintre ei. Ei bine, omul ăsta a ocupat și a asumat responsabilitatea pentru o viață de familie de calitate. Noastră, știți, calitatea nu e întâmplătoare, absența calității e întâmplătoare. Legea entropiei, ea există și pur și simplu există. Entropie înseamnă faptul că lucrurile se degradează de la sine. O casă se degradează de la sine. Ba se strică televizorul, ba se strică mașina de spălat, ba se strică mașina de
tuns, toate se strică în lumea asta. Dar de ce se strică? Pentru că există o degradare la modul general și asta este o lege. Se degradează sănătatea, se degradează hainele, se degradează corpurile noastre fizice. Charles Darwin a spus opusul entropiei, a spus că există evoluție. Adică în timp ce ai o casă așa mai bătrânească și mai într-o parte, dintr-o dată se face un mic palat din ea. Ar fi bine, dar dacă nu o remodelăm noi, în veac nu se remodelează singură. Dimpotrivă, o să se cocoșeze tot mai tare, până o să se dărâme. Entropia domnește în lumea noastră, nu evoluția. Puteți să-mi arătați o dovadă de evoluție, dar nu în cărți. În realitate, arătați-mi un bătrân care a întinerit. Apoi, Scriptura vorbește despre Iov în versetul 3, de faptul că și-a asumat o atitudine echilibrată în relație cu munca. Citiți, vă rog, versetul 3. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe. Numerele de aici sunt destul de mari dacă intrăm în detalii. Nu trebuie neapărat să facem asta, deși nu ne-ar încurca cu nimic să ne aducem aminte că omul ăsta a avut 7.000 de oi. 7.000 de oi! Câți ciobani îți trebuie la 7.000 de oi? Nu știu, eu nu mă pricep la lucrurile astea, dar mă gândesc că nu sunt ușor de păzit. 3.000 de cămile. Știți câtă apă bea o cămilă? Mai mult. 500 de perechi de boi. 500 de perechi. Cine avea o pereche de boi în România pe vremea lui bunicu, era un fel de a avea mașină. Să avea 500 de perechi de boi. Cât de mare o fi fost ținutul lui să țină toate animalele astea acolo? Câți slujitori? Biblia zice un mare număr de slujitori. Și ăsta avea timp să-i sfințească pe copiii lui și o zi întreagă să aducă jertfe. El și-a asumat responsabilitatea în legătură cu o atitudine echilibrată în ce privește munca. Adevărul este că în lumea noastră echilibrul în legătură cu munca e și greu de stabilit, dar e și greu de împlinit. Unii sunt leneși și nu fac nimic și toată ziua cer într-un fel sau altul, alții muncesc de n-au timp să vină la adunare. N-au timp să vină la adunare. Și dacă îl întreb de ce n-a venit la adunare, spune că e ocupat. Dar cine te-a ocupat? Cine te-a ocupat? Că tu ești propriul tău stăpân. De ce nu pui piciorul în prag? Ori nu-i prag, ori nu-i picior. Apoi Iov și-a asumat responsabilitatea socială în legătură cu comunitatea. Capitolul 31 vorbește despre aceste manifestări sociale ale lui Iov. Nici nu știu dacă am timp să le citesc, dar atunci ce o să fac cu predica asta dacă nu am timp să citesc? Haideți să ne uităm împreună în capitolul 31. Aici vorbește Iov despre manifestarea socială. Vorbește despre atitudinea lui față de văduve, față de orfani, față de săraci, față de amărâți. Mai țineți minte predica de duminică dimineața? Între odăiță și biserică, eu vă întreb, mai avem văduve? Avem, avem orfani, avem, avem săraci, avem, avem oameni amărâți, avem. Vedeți, între odăiță și biserică, Iov a încercat să se implice în aspectul comunitar. Și-a asumat această responsabilitate, a găsit o soluție, a încercat să ajute, s-a dus sau a trimis pe cineva. Încă un lucru care este important, dacă citim cartea lui Iov, observăm că e prezentat în patru tablouri. Primul tablou este pe pământ, al doilea e în cer, al treilea
este pe pământ, iar al patrulea este în cer și pe pământ. Observați, cartea lui Iov este una dintre singurele cărți care deschide o fereastră spre universul lui Dumnezeu, care nu e material, ci este spiritual, și ne permite prin mesajul cărții să privim dincolo de ce se vede. Și aș vrea să spun două, trei cuvinte despre asta. În primul tablou care se derulează pe pământ, Iov este un bărbat integru, un soț fericit și un tată responsabil. Biblia îl surprinde în tabloul acesta pe pământ, în casa lui, la munca lui, în raport cu familia lui. Și îl găsește un bărbat integru, un soț fericit și un tată responsabil și un muncitor de succes. Acesta este primul tablou, e tablou fericirii lui Iov. Aici nu există suferință, doar sfințenie. Dar urmează celelalte tablouri unde suferința îi invadează viața. Și suferința devine un test al sfințeniei. Cam asta ar fi ideea de bază a predicii mele din această seară. Suferința devine un termometru, o măsurătoare, un cântar, un test pentru sfințenie. Observați, vă rog, harnic, responsabil, credincios, respectat, prosper, binecuvântat. Acesta este primul tablou. Noi așa am vrea să ne fie toată viața, dar viața e împărțită în tablouri. În camera asta e un tablou, pe un alt perete e un alt tablou și iată care este tabloul cu numărul 2. Aici suntem în cer. Dumnezeu îl apreciază pe Iov și se laudă cu el, diavolul îl acuză și îi este rușine de Iov. Dumnezeu îl apreciază, diavolul îl acuză. De ce îl acuză diavolul pe Iov? Care sunt argumentele, care sunt capetele de acuzare? Dumneavoastră știți că într-o instanță există un judecător care trage concluzii, însă aici jos există un procuror care acuză și un avocat care apără. Exact așa a fost în cer. Diavolul acuza și Dumnezeu aprecia, apăra. Care erau acuzațiile lui Satana, ale diavolului? El îl acuza pe Iov că comercializează prezența lui Dumnezeu și de asemenea că este oportunist, iar Dumnezeu este recompensator. Ce înseamnă că comercializează prezența lui Dumnezeu? Adică Iov stătea pe lângă Dumnezeu nu datorită, nu pentru Dumnezeu, ci pentru ce putea să obțină de la Dumnezeu. De ce e mai de dorit să te faci prieten cu bogatul decât cu săracul? De ce preferi să te împrietenești cu primarul, nu cu strungarul? Păi strungarul ce să-ți dea? Îți dă două piulițe pe care le face ziua la strungărie. Dar primarul îți dă loc de casă, îți dă teren de, eu știu ce vrei să faci cu el. Primarul are ce să-ți dea, care îi este la îndemână. Strungurul nu poate să-l aducă, că nu e al lui. Mai face el câte o piesă, dar câte piese trebuie, ce faci cu ele? Observați că în cer, diavolul acuză pe Iov că este oportunist, adică profită de faptul că îl cunoaște pe Dumnezeu pentru ca să aibă avantaje. Și spune, el stă pe lângă tine și îți este credincios pentru ca tu să fii favorabil, să fii grațios cu el. Și încă un lucru pe care îl acuză, spune, Doamne, tu îl recompensezi pe Iov pentru sfințenia lui. Ia expune-l la suferință, să vezi, mai rămâne sfânt, nu o să mai rămână sfânt. Aceasta a fost cel mai mare cap de acuzare al diavolului împotriva lui Iov. Uite ce i-a spus Iov lui Dumnezeu. Pentru că tu îl dăruiești pe omul ăsta, îi faci cadouri, i-ai făcut cadou sănătate, soție frumoasă, 10 copii, 5.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, păi așa și eu aș fi credincios dacă mi-ai dat lucrurile astea. Tu l-ai recompensat,
De-aia e el sfânt. Sfințenia nu e o trăsătură de caracter, e o atitudine care te obligă pe tine să fii recompensator. Știți care e propunerea lui Satana? Lasă-mă să-l expun la suferință și o să vezi că nu mai e sfânt. N-a să înțelegeți profunzimea acestei chestiuni, acestei idei, acestei realități? Imaginați-vă un om din adunare care se închină împreună cu noi, un om credincios, și dintr-o dată îi se spune că are cancer. Se duce la doctor și spune, ai metastază. Doctorul spune, 3 luni. Ce mai faci în aceste 3 luni? Care ți este starea de spirit? Care ți sunt gândurile, sentimentele? Cum te raportezi la Dumnezeu, la familie și la biserică? Ești negativist, nemulțumitor, cârtitor, răzvrătitor? Sigur, aici în biserică nu-i nimeni așa. Dar în patul de suferință, tot așa suntem. Diavolul a știut că omul este o ființă fragilă și slabă și dacă ajunge la suferință, de cele mai multe ori nu mai poate să-și onoreze principiile pe care le-a avut când era bine, tare, mare și sănătos. Și îi spune următorul lucru, lasă-mă să-l expun la proba suferinței și o să vezi că atitudinea de sfințenie dispare. Și Dumnezeu îi spune, ok, fă lucrul acesta, dar îți pun o condiție, nu te atingi de el. Și atunci, oi, cămile, boi, măgărițe, toată compania asta de taxiuri și de binecuvântări au dispărut. Copiii, 10, au murit pe loc. Casa s-a dărâmat. El, bine și sănătos, dar a rămas de nu mai avea ce să bage în gură, doar el cu nevasta. Să ai tu 10 sicrie în casă. Noi nici măcar nu ne putem imagina. Urmează al treilea tablou. Tablou de pe pământ de data asta. Un tată care își îngroapă 10 copii. Din bogat devine sărac, din tată devine, n-are niciun copil, un om care trece printr-o suferință foarte intensă. De ce? Pentru că cea mai puternică probă a sfințeniei este suferința. Nu există experiență mai grea în viață decât suferința. Și este ultimul tablou, el este în cer și pe pământ, aici apare a doua acuzație a diavolului, la care o să revin puțin mai târziu, în minutele care au rămas. În a doua acuzație, diavolul vine din nou în fața lui Dumnezeu și spune, vreau să vorbesc. Și Dumnezeu îi spune, vorbește. Continui să-mi păstrezi acuzațiile pentru Iov. Dumnezeu îi spune, dar privește-l, i-ai luat copiii, i-ai luat bogăția. I-ai luat casa, nu mai are nimic, doar el și nevasta. Da, dar încă nu-l doare așa de tare că e sănătos, lasă-mă să mă ating de el. Și o să vezi că am avut dreptate, dă-mi-l pe mână, lasă-mă să-i sucesc gâtul. Și Dumnezeu spune, ok, atinge-te de el, dar nu de viața lui. Poți să-l chinui, dar să nu moară, viața nu. Și atunci îi dă probabil un fel de cancer de piele, zic eu. Știți ce mai avea? Doar puls, atât, puls. Corpul cald și presiunea la sânge. În rest nu mai avea nimic. Un trup plin de sânge, pur și simplu tot un puroi, tot un sânge. Știți ce se întâmplă? Ascultați ce se întâmplă. Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Acestea erau niște semne de doliu, erau niște semne de disperare, erau niște semne de amărăciune profundă. 10 copii, familie, bogăție, reputație, respect, onoare, își tunde părul. Își sfâșie hainele, cine îl vedea, i-a amărât săracul.
Astea erau semnele unei mari nenorociri. S-a aruncat însă cu fața la pământ și s-a închinat. S-a închinat și când avea păr, dar s-a închinat și când s-a tuns la zero. S-a închinat și când avea o manta frumoasă cum nu mai avea nimeni din sat, dar s-a închinat și când și-a sfâșiat mantaua. Închinarea a rămas și în sănătate și în boală și în sărăcie și în bogăție și în prezența la 10 copii și camerele goale. Închinarea a rămas. Asta înseamnă că suferința nu l-a biruit. Sfințenia a rămas. El nu a fost credincios recompensator. N-a comercializat prezența lui Dumnezeu și n-a fost oportunist. Diavolul e un mincinos. Diavolul face rău, distruge și omoară, însă doar atât cât îi îngăduie cel care este stăpân. Uitați ce zice el. Am ieșit gol din pântecele mamei mele și mă voi muta, mă voi duce în țărână tot cu mâinile goale. Însă, Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului să fie lăudat. Îți moare soția și tu spui, numele Domnului să fie lăudat. Oamenii din lume cred că ți-ai pierdut nu doar soția, îți pierzi soțul, îți pierzi un copil. Mulțumesc lui Dumnezeu, Domnul să fie lăudat. Dar pentru ce să fie Domnul lăudat? Pentru orice. Pentru orice. Omul când se naște, primește în mână biletul de moarte. Cândva în viitor, el va muri. Asta nu e o nenorocire. El e temporar pe pământ. El e într-o călătorie. Destinația e într-un alt univers, într-o altă lume. El nu trebuie să rămână aici, că aici n-ai ce face. Uitați cum ajunge omul la bătrâneți. Nu mai poate să mai meargă. Unul își pierd minte, altul nu mai știe să mai vorbească, rămâi fără dinți. Cu ce mai mănânci? Hai să vă spun ceva, nici nu vă vine să credeți. Am constatat că nu mai aud bine. Na! Frați, nu mai aud bine. Țin telefonul la ureche și bă, tot îl potrivesc. Cu asta, tot încerc să-l potrivesc, că mi se pare că ca și cum l-aș ține așa și îl potrivesc să aud bine. Cu oricât de bine îl potrivesc, tot nu mai aud bine. Am început să nu mai aud bine. Acum 10 ani am început să nu mai văd bine, acum am început să nu mai aud bine. S-au schimbat două, dar nu s-au schimbat două, că și mi-am pierdut o grămadă de dinți. Câte mai sunt de pierdut ca să mai... Cât... Cum ar arăta un om dacă ar trăi 500 de ani? În stilul de viață și în condițiile de acum? Cam cum ar arăta? Dar nici nu ne putem imagina cum ar arăta. Dumnezeu să ne păzească. Amin. În încheiere spun încă o dată că diavolul l-a acuzat pe Iov de materialism. Și i-a spus lui Dumnezeu, tu l-ajuți pe Iov să fie materialist pentru că îl protejezi. Expune-l la suferință și o să vezi că el nu este sfânt. El folosește sfințenia ca pe un motiv ca tu să-l recompensezi. El e hoț, e bandit. Însă Iov n-a fost nici hoț, nici bandit, a fost doar sfânt. Și suferința a validat sfințenia lui. Și când s-a atins de lucrurile din jurul lui și când s-a atins de viața lui. Care sunt învățăturile cărții Iov? Prima dintre ele este faptul că în lumea asta există o singură ființă care controlează toate lucrurile și ființa aceea este Dumnezeu. Amen. Când eu m-am căsătorit cu Carmen, fiind mai mare cu 5 ani ca ea, eu am avut următorul plan. Ce nu-mi place la ea, o schimb. Îi cer să se schimbe. Și ce o să aibă de făcut decât să facă cum cred eu? Și am început. Și nu mi-a mers nici prima, nici a doua, nici a treia. Au trecut aproape 40 de ani acum, se face în 17 septembrie.
și n-am reușit să schimb nici cât e negru sub unghie. Carmen, tot Carmen este. Dacă ea a vrut să se schimbe în anumite privințe, s-a schimbat, dacă nu, nu. Dacă eu am vrut să mă schimb, m-am schimbat, dacă nu, nu. Dar ea n-a reușit să mă schimbe pe mine și eu n-am reușit să o schimb pe ea. Un pic de influență există, că noi suntem ființe influențabile, dar însă doar noi luăm decizia să ne schimbăm, altul în locul nostru nu poate. Există totuși o ființă care controlează toate lucrurile și acesta este Dumnezeu. Dumnezeu poate să facă orice fără ajutor, nu are nevoie de nimeni ca să facă tot ce vrea. A doua învățătură, diavolul nu are putere niciodată să facă ceva mic sau mare mai mult decât îi permite Dumnezeu. Nu trebuie să ne temem de el. Aceasta este o frică nejustificată, nesănătoasă. Este o frică personală pe care Dumnezeu nu o validează. Frica aceasta nu-i normală. Pentru că Dumnezeu controlează toate lucrurile și Satan nu are drept, nu are putere, nu are autoritate și nu are permisiune să se atingă de copiii lui Dumnezeu. Decât atunci când Dumnezeu, rare ori sau deseori, îngăduie să facă lucrul ăsta pentru anumite motive. Dacă așa stau lucrurile, ar trebui să avem mai multă încredere în Dumnezeu, iar suferința să nu ni se pară o pacoste, ci doar o experiență prin care trecem cu anumite motive pe care le putem înțelege și de cele mai multe ori nu, indiferent ce formă de suferință este. Dacă suferința noastră nu validează sfințenia noastră, atunci sfințenia noastră este recompensatoare. Este comercială, este oportunitate, este oportunism. Când sfințenia este sfințenie și la bine și la rău, și când dă Dumnezeu și când ia, și în sănătate și în boală, și singur și cu casa plină de copii, iertați în cacofonia, atunci sfințenia este autentică și e validată de faptul că rămânem aceiași oameni și când plouă și când nu plouă. În rugăciune care urmează, frați și surori, haideți să stăm înaintea Domnului și să ne întrebăm cât de statornici suntem în sfințenia noastră. Cum ne comportăm când ne este greu? Cum ne comportăm când pierdem pe cineva sau ceva? Cum ne comportăm când îmbătrânim sau când ne îmbolnăvim? Cum ne comportăm când pierdem ceva, o casă, o sumă de bani? Cum ne comportăm atunci când pierdem reputația, când pierdem recunoașterea publică, când pierdem serviciu? Cum ne comportăm? Mai rămânem în sfințenie? Sau sfințenia e doar pentru vremurile bune și pentru biserică? Aceasta este tema cărții Iov, o temă extrem de profundă, dar și de adâncă, de grea, păstrarea sfințeniei și în suferință. Oamenii lui Dumnezeu, haideți să ne rugăm!